niște poze cu mine, pe care le-am făcut pe data de 31 ianuarie, exact când am început dieta, aveam 87 de kilograme și voi ține, de exemplu, un jurnal cu greutatea mea, cum am pierdut eu din această greutate și cum o să ajung să am pătrățele. Salutare, prieteni! Vine vara, bine-mi pare, în grădină n-am nicio floare. Deci astăzi vă voi spune ceva foarte interesant. Sunt la dietă. Am pierdut până acum în jur de 2 kg în 2 săptămâni. Ideea este că eu am avut până acum în jur de vreo 3 diete, una în Olanda, pentru că ajunsese la o greutate foarte mare, în jur de 120 de kg. Am rupt patul, la propriu, din cauza greutății și m-am simțit foarte prost, eram foarte umflat și am decis să slăbesc în Olanda. În Olanda am slăbit până la greutatea de 83 de kg, deci foarte mult am slăbit de la 120 până la 83 de kg și, bineînțeles, m-am gândit să mă opresc, a trebuit să vin în România, a trebuit să-mi schimb un pic dieta și m-am îngrășat din nou după aia. Și ajunsesem la greutatea de 87-88 de kg. Recent am început o dietă de la începutul lui ianuarie, dar era o dietă mai așa, mai mult, mâncam mai puțin, nu țineam macronutrienții, nu țineam proteinele, carbohidrații, pur și simplu mâncam așa din ochi mai puțin. Și să fiu sincer, mă simțeam din ce în ce mai bine în fiecare zi. Am pierdut niște greutate, până la 87, cam un kilogram într-o lună. După care am decis pe data de 31 ianuarie să încep ca lumea cu o dietă. Mi-am downloadat o aplicație pe care am plătit-o timp de un an 250 de lei, o să vă explic puțin mai târziu. Și acum, timp de 2 săptămâni, am pierdut 2 kg, am ajuns la frumoasa greutate de 85 de kg. Apropo, eu am înălțimea de 1,88 m, greutatea acum de 85 de kg, vârsta de 33 de ani și, bineînțeles, vreau să ajung la o greutate de 80 de kg. Ăsta este golul meu, targetul meu, ca să zic așa. Dar, înainte de toate, vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Niște poze cu mine, pe care le-am făcut pe data de 31 ianuarie, exact când am început dieta, aveam 87 de kg și voi ține, de exemplu, un jurnal cu greutatea mea, cum am pierdut eu din această greutate și cum o să ajung să am pătrățele. Nu o să ajung să... Sper să ajung să am pătrățele, dar asta depinde de foarte multe lucruri. În fine, ideea este că vreau să fiu plat. În primul rând, trebuie să avem niște targeturi rezonabile, niște targeturi reale și după aceea să vedem rezultatele mai la vară încolo. Deci, ați văzut cum arătam, eram pur și simplu și sunt încă. Oricum, mi-am pierdut foarte mult din burtică, foarte mult mi-am pierdut din burtică și arăt mult, mult mai bine. Dar, bineînțeles, asta în timp se va vedea, așa că acum vă voi arăta exact ce mănânc eu. Aici avem un musli cu ciocolată, aici avem un iaurțel high protein, blueberry, milk product, 20 grams of protein, 20 de grame de proteină, aici avem un ham sau o șuncă de Praga, aici avem o mozzarella light, 125 de grame, aici avem două fierte, aici avem pâine integrală, bineînțeles 100 de grame, are în jur de 12 grame de proteină, aici avem niște banane biologice și mere, cu fructele mai puțin și bineînțeles când vine vorba de legume, mănânc spanac și tot ce înseamnă broccoli, salate de-astea, verzături ca să zic așa. Doar aici în toată schema aceasta avem ușor peste 100 de grame de proteină, ceea ce este foarte, foarte bine. Și bineînțeles, acum voi arăta exact aplicația pe care o folosesc. Aplicația aceasta se numește MyFitnessPal, pe care eu am plătit-o cu 250 de lei pe an. O aplicație superbă și aici am ținut, bineînțeles, un jurnal de pe data de 31 ianuarie, când am început cu această dietă, 31 ianuarie 2023, până pe data de 13 februarie acum. Exact vă arăt câte calorii am consumat și, bineînțeles, am pierdut cel puțin 2 kg. Așa că hai să-i dăm drumul. Asta e Tuesday, adică marți, 31 ianuarie, 1944 de calorii. Hai să mergem mai departe. 1 februarie a picat într-o zi de miercuri și am consumat 2158. În timp nu m-am simțit foarte bine pentru că totuși consumam prea mult pentru mine. Eu având înălțimea de 1,88 m, 87 de kg am avut, am vârsta de 33 de ani și bineînțeles vreau să ajung la o greutate de 80 de kg. Până acum am pierdut, v-am spus, 2 kg. În 2 săptămâni, să zicem.
zicem, plus minus. După aceea, pe 2 februarie 2152, eu vreau să mă duc întotdeauna sub. După aceea am început 1587 pe 3 februarie și bineînțeles, toată mâncarea pe care am mâncat-o aici, vedeți, și am mâncat pentru micul dejun, pentru lunch și dinner și am avut aici nutrition, 96 de calorii, 96 de grame de proteine. Nu-mi plăceau foarte mult proteinele pe care le mâncam, că nu mâncam de ajuns, așa că m-am gândit să mănânc mai mult. Pe 4 februarie 1717 kilocalorii, pe 5 februarie 1706 și ia să vedem de exemplu proteinele, 105, deci creșteam în proteine pentru că așa și trebuie. Mai departe, 6 februarie 1737, 7 februarie 1790, 8 februarie 1948, 9 februarie 1794, 10 februarie 1743, 11 februarie 1605 și bineînțeles ieri 1458 de kilocalorii și să vedem de exemplu în ultima zi, ieri înregistrată fiind, câte proteine am consumat. 103 grame de proteine, carbohidrați 150, trebuie să mă duc un pic mai jos cu carbohidrații și mai sus cu proteinele. Fibrele nu mai contează, că oricum fibrele nu prea au fost înregistrate bine, deși am mâncat foarte multe fibre. Sugars, zahăr, un pic mai jos va trebui. Sodiu cam mult, dar în fine. Da, acestea fiind spuse, e o călătorie destul de dificilă, pentru că fiind în deficit caloric, uneori sunt foarte obosit, alteori nici măcar nu mai pot să mai gândesc clar. Dar se merită pentru că de obicei în prima parte a zilei mă simt fenomenal, dar după ce mănânc, bineînțeles, vine peste mine acea moleșeală, oboseală. Așa că m-am gândit clar acum să mențin această dietă și să continui pentru că cu adevărat vreau să fiu în primul rând în formă pentru la vară, vreau să pierd toată grăsimea și bineînțeles dacă prin toate eforturile pe care le fac o voi obține și un pic de pătrățele, un pic de abs, atunci de ce nu? O să arăt foarte bine. Și bineînțeles voi ține acest jurnal, în fiecare lună mă voi poza și vă voi arăta exact rezultatele sau măcar dată la 2 săptămâni ca să vă arăt gradual cum mi se schimbă mie corpul. Sunt foarte entuziasmat pentru viitor și, bineînțeles, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uitat acest videoclip. Ne vedem data viitoare. Stay fit!